Cu fiecare dintre dumneavoastră ar trebui vorbit individual, pentru că fiecare aveți o anumită exploatație. Că aveți pe zootehnie, că aveți pe agricultură, pe culturi mari sau pe legumicultură, ar trebui făcută o simulare pentru fiecare dintre noastre să vedem dacă sunteți eligibili pentru această măsură, instalarea tinerilor fermieri. Eu o să vă spun în mare care sunt criteriile de eligibilitate pe care dumneavoastră ar trebui să le îndepliniți. Pentru sub măsura 6.1 mă gândesc că mai toată lumea pentru această sub măsură a venit, da? Instalarea tinerilor fermieri. Ne gândim că avem o exploatație pe care o avem declarată la APIA sau la DSVSA cu până în 24 de luni, da? În urmă, până în momentul instalării, așa cum spune ghidul nostru. Deci nu mai veche de 24 de luni. Numai veche de 24 de luni. Pentru cel care aplică pe acest tip de măsură. Dacă dumneavoastră sunteți instalată, da? Și nu îndepliniți criteriul de vârstă și veți vrea să faceți un proiect pe numele fiului, a fiicei, da? Al unei persoane care este din această zonă și vrea să se instaleze ca tânăr fermier, atunci preia de la dumneavoastră cu contract de arendă, da, când vorbim de suprafețe de teren, sau preia exploatația pe zootehnie în totalitate. Tot ce aveți dumneavoastră declarat va prelua tânărul fermier, da? Cu vârstă până în 40 de ani. Deci ăsta e criteriul. Altfel, dacă nu predați... Numai veche de 24. Numai veche, pentru că tânărul fermier se va instala acum ca persoană fizică autorizată, își va deschide rola APIA atunci când se va da drumul, la DSVSA își va declara la medicul veterinar efectivul de animale, dacă le preia de la o persoană ce le are... Cel nu are vârsta de până în 40 de ani nu respectă acest criteriu de eligibilitate. Într-o altă ordine de idei, toate aceste criterii sunt îndeplinite în momentul în care persoana ce aplică, solicitantul nostru ce aplică pentru acest tip de măsură, da, preia întreaga exploatație fără a o fărmița, astfel încât să nu creeze condiții artificiale. Exact cum am zis, despre preluăm întreaga exploatație, atât de la pe zootehnie, cât și pe culturi. Pe această sesiune, conform ghidului nostru, da, dumneavoastră ați putea să faceți un proiect. Dacă aveți și vatra de stupină care reiese din documente și din registrul agricol înregistrat, și corespundeți ca și dimensiune, este în regulă. Dar 70 de stupi, da, 140 până depuneți cererea de finanțare, până depuneți proiectul. Solarul este foarte bine cotat, dar să aveți pe dimensiunea minim 12.000. Da. Aceasta este întreaga exploatație pe care o deține solicitantul nostru? E proprietate sau îi dați dumneavoastră în arendă? Pe numele solicitantului. Pe numele societății, pe numele juridică. Va trebui dânsul să-și facă un contract de arendă persoană fizică către persoană juridică. Să ne documentăm bine dacă merge arenda, iar la fel dacă e în el. Că știu că trebuia proprietate. Nu. Pe vechiul program, pe NDR, nu ne mai raportăm la acela, se puncta proprietatea. Acum se punctează arenda. Trei contracte de arendă cu exploatații preluate, integral. Dacă exact aici 15 să zic, dacă mai câștig ceva, dacă am văzut că se ridică, m-am uitat și m-aș urmărit, și am văzut că se câștigă puncte la preluarea... Exploatație integrale, da? Da, asta pot să iau și de la o persoană fizică și de la oricine, nu? Dar faceți un contract de arendă pe persoană juridică, da? Pe firmă. Sigur că se poate. Dar să preluați cu mențiunea și subliniez de încă câteva ori pe parcursul discuției noastre, preluată întreaga exploatație a arendatorului. Nu-i lăsăm decât casa. Că dumneavoastră va trebui să comercializați 20% din ceea ce dumneavoastră produceți,
să le comercializați, da? Și ca atare este foarte bine. Și trebuie să începem să scriem proiectul. Îmi trebuie următoarele documente. Contract de arendă pe persoană juridică, da? De la el persoană fizică, de persoană către el persoană juridică. Și dacă mai putem una, două exploatații, trei. Dacă mai puteți una, două exploatații, eu v-am făcut simulare și îndepliniți criterii. Ne putem duce pe picioarele noastre, da. Dar... Dar e punctaj, am văzut că să... E diferit, este diferit. Și atunci, dacă mai puteți, repede. Acum, pentru că e sesiune, da? Și documentele nu se strâng atât de repede. Mai este încă o chestiune ce aș vrea să vă spun și anume că solicitantul de proiect va trebui să își facă mutație, da? Să aibă domiciliu în comuna, în localitatea unde aplică pentru proiect sau în zona limitrofă, da? Iar zona limitrofă este numită comuna, este definită în ghidul nostru ca fiind zona apropiată comuna sau orașul de comuna unde noi aplicăm, da? Din același județ sau județul imediat următor, pentru că sunt localități ce sunt la graniță cu alt județ. Ne încadrăm, nu ne încadrăm. Da? Și dacă aveți un loc de muncă în altă parte, în momentul semnării contractului cu AFIR-ul, dumneavoastră va trebui să vă mutați în comuna respectivă. Trebuie să aveți grajduri pentru animale. Și grajdurile, grajdurile declarate, să... care să reiese dintr-un document de proprietate al dumneavoastră, da. Dintr-un document al persoanei de la care ați închiria. Da? Dumneavoastră veniți și închiriați de la mine un grajd, fac un contract de închiriere cu dumneavoastră pe o perioadă de 15 ani, dar eu, acel grajd reiese dintr-un document al meu de proprietate, adică la curți, construcții, anexe, grajd. Da. Știți? Pentru că de regulă se scrie anexe gospodărești. Și trebuie să scrie anexe grajd. Grajd. În registrul agricol, iar la fel pe ultima pagină a registrului agricol, acolo unde sunt curs construcții, da? Grajd. Da, e pe suprafață. E rubrică în registrul grajd. Este rubrică, sigur că da. Și trebuie să fie trecută ca grajd. Asta trebuie grajd, care, de exemplu, trebuie să aibă o suprafață. Stațiurile care le cere Uniunea să... În momentul depunerii nu. Însă, dumneavoastră va trebui să faceți un contract pentru reciclarea deșeurilor de grajd. Da? Sunt două chestiuni care trebuie să meargă cumva împreună. Seriozitatea dumneavoastră că o să fie o serie de documente pe care trebuie să le procurați foarte repede. Ce decide de primărie sunt aici, nu se pune problema. Depinde de alte instituții împreună, încercăm să facem pașii necesari pentru obținerea acestora. Pe de o parte, pe de altă parte, eu zic că nu e greu. Eu zic că nu e foarte greu de accesat banii ăștia și cu cât ne străduim noi mai mulți aici, în localitatea mea, Adriana, două secunde. Adriana, hai să fim un pic atent. Să ne mișcăm mai repede, e cu atât mai bine. Banii dacă nu, sau proiectele dacă nu, vor merge în altă parte. Deci și eu cred că suntem una din comunele ai căror oameni, uite, și așa și fără fonduri europene muncesc. Sunt câteva exemple, oameni care muncesc în agricultură și ar fi păcat să nu beneficiați de aceste fonduri europene nerambursabile. Și se pot, aici se pot discuta multe. Acum cu instalarea tânărului fermier, după aceea cred că o să fie exploatațiile agricole, mai sunt măsurile pentru acelea care sunt pentru activități non-agricole, nu știu cum să numesc, era fosta măsură 3.1.2, 6.2, deci bani sunt importante să ne mișcăm, să avem un pic încredere și în fondurile europene. Am aici exemplu, Aninoasa, e grădinița, e drumul făcut pe fonduri europene în 2008. S-a făcut un proiect integrat, frumușel, sperăm să fie și pentru apeleuri, nu știu, s-au lansat? Nu. Nu, s-au lansat pentru apeleuri. Știu că pentru galuri s-a lansat și este o singură sesiune de depunere de proiecte pentru galuri. De asta și ieri am avut o ședință să avem toate documentele necesare. De îndată, sunt consilier, faci, așa se lucrează pe fonduri europene. Acum, într-o jumătate de oră. Asta e situația. N-avem ce face, eu știu. Nu e nici foarte ușor, dar nu e nici foarte greu. Dacă suntem un pic atenți, dacă toate documentele și toți pașii facem așa cum trebuie, zic că avem șansă.